La mulți ani, în primul rând, ne aflăm la Petrila, aici unde de câțiva ani organizați o paradă. Da, așa este, la mulți ani, la mulți ani petrilenilor, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. În fiecare an organizăm și la Petrila Ziua Națională a României. Este o chestiune, zic eu, de normalitate să sărbătorim Ziua Națională a României, să ducem mai departe ceea ce înaintașii noștri au reușit în urmă cu 100 de ani să creeze un stat unitar, un stat liber, un stat independent. Noi trebuie să le fim recunoscători, să păstrăm tradițiile și să ducem, să transmitem generațiilor viitoare acest sentiment de patriotism și acest mesaj de unitate națională. Ce le transmiteți petrilenilor? Petrilenilor le transmit multă sănătate, multe bucurii, la mulți ani, pentru că astăzi este și ziua lor și le doresc tot binele din lume. Domnule viceprimar, cum vedeți Petrila în cel de-al 101-lea an al României Mari? O văd în sărbătoare, așa cum este normal ca românii să sărbătorească ziua națională, ziua de 1 decembrie. Pot să spun că ne bucurăm de această vreme frumoasă și faptul că sărbătorim românește. M-aș bucura ca toți românii de pretutindeni să sărbătorească și să se simtă că sunt români cu adevărat. Să se bucure de aspectul acesta al faptului că românii sunt pretutindeni și trebuie să sărbătorească românește. Toți, de oriunde ar fi. Nu e an să nu sărbătoriți Ziua Națională aici acasă, la Petrila. Așa este, așa este, la mulți ani. Ce să spun, este o zi frumoasă de iarnă, dar în sufletele românilor cred că astăzi este foarte multă căldură. Când spui România, eu zic că spui iubire, spui multă credință, speranță, bunătate și le urez tuturor românilor de pretutindeni multă putere de muncă, înțelepciune, sănătate și pentru că se apropie cu pași repede și sărbătorile de iarnă, le doresc sărbători fericite, numai bine. Sunteți emoționată astăzi că foarte, aici la Petrila între concetățenii dumneavoastră? Foarte emoționată și la Petrila, la fel ca și în toată țara, se simte că este o zi deosebită și sufletele românilor vibrează de emoție și de patriotism. Cum e să petreceți Ziua Națională la Petrila, între petrileni, într-o atmosferă așa de sărbătoare? Foarte frumos. E o zi odată pe an, natura ține cu noi, e un timp frumos, un fel de soare cu dinți, dar e frumos, lume multă și văd că lumea acordă importanță acestei zile pentru care străbunii noștri au luptat atâta ca noi să putem să mergem azi în liniște. Cum vedeți România, Petrila anului 101 de când România a fost? Mișcată mult în bine. Eu aș putea spune că la noi, la Petrila, lucrurile s-au mișcat bine și sper să se miște în continuare bine. Avem edili buni, se consultă cu populația, sensibil la propunerile populației și asta face mult. Deci nu din scaunul
mare să stai și să dai porunci, să vezi în teren neajunsurile, să te sfătuiești și atunci treburile merg bine. Spune-mi, ce zi este astăzi? Ziua României! Și ce simțiți voi astăzi? Bucurie! Bucurie multă! Te văd ținând steagul, este o mândrie pentru tine? Da! Ce le urați românilor de pretutindeni? Multă bucurie! Și la mulți ani! Anul acesta o premieră pentru parada organizată an de an de 1 decembrie la Petrila. Vedem copiii cu popuși! Copii cu păpuși, cu tablouri pe care am scris numele țării, ne bucurăm în felul nostru. Cum e să petreceți Ziua Națională aici, în orașul în care v-ați născut, în orașul în care formați copii? Cred că e cel mai frumos sentiment pe care putem să-l avem, să ne bucurăm alături de copii. Și cred că și ei se bucură, că uitându-mă la ei, chiar văd că simt așa un sentiment de mândrie, ceea ce mă face și pe mine să fiu mândru. Ziua Românilor! Foarte bine! Sunt mândră că sunt româncă și trăiesc în România. Ce vă face să fiți mândră că sunteți româncă? Pentru că sunt și mămârlancă și sunt româncă adevărată. Avem o țară frumoasă. Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, vremea aceea au făcut sfat fariseii ca să prindă pe Iisus în cuvânt. Și-au trimis la el pe ucenicii lor, împreună cu irodiani, zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă ce ți se pare, trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu. Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei i-au adus un dinar. El i-a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.
Și auzind acestea, s-au mirat și lăsându-l s-au dus. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Ai fost singura fată care a ținut un armăsar. Cum e? Trebuie să ai mult curaj, mă gândesc. Foarte frumos. Trebuie să ai încredere în tine și în el. De cât timp te cunoști tu? Și vorbește un pic despre aceste. De 4 ani îl avem. Da, în fiecare zi sunt cu el acasă și ne cunoaștem. Văd că te-ai chinuit, l-ai îmbrăcat ca atare. Da, a trebuit. M-am chinuit de dimineață, de la 8 am început și la 12 a fost gata. Ce este cel mai greu în relația ta cu acesta? Că nu te aude acum de muzică și foarte multă gălăgie și nu te aude. Când... Este prima paradă la care participam? Nu, și acum 2 ani a fost. Și o să mai vin. Și păzește pe dânsii într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Bine credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, de răbdări, Doamne, zile îndelungate, cu pace și sănătate și într-o toate bune sporire, și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Mulțumim. Preacucernici părinți, dragi petrileni, mă bucur că astăzi, în zi de sărbătoare pentru noi, pentru români, participați într-un număr atât de mare. Vreau să vă transmit și să vă spun și eu un sincer și călduros la mulți ani, atât dumneavoastră, cât și petrilenilor care sunt plecați în alte țări. Și vreau ca împreună astăzi să sărbătorim Ziua Națională la Petrila. O să îi rog pe colegii mei să pregătească ceaiul și vinul și aș vrea să ciocnim fiecare câte un par de vin sau ceai și să sărbătorim astăzi împreună. Vă mulțumesc, la mulți ani români, la mulți ani Petrila, la mulți ani România!